34 ne-a pe unul de chiar aia. Și atunci o tasa ne-a pe unul, într-ade. În urmă, de urgența Guvernului 57 pe 2019, și are dispoziție primar comunei Arghea numărul 19 din 16-a 2-a 2021, a fost invitat să participe la lucrările ședinței ordinare de astăzi. Deci ai 11 consilieri locali, sunt prezenți 8. Lipsește doamna Nicăi Gabriela, am înțeles că o practică de școală și nu poate să vină. Domnul Martin, nu știți cu ce vorba, iar domnul Năstase, care este demisionat și la noi face președinte. Deci, lucrarea de pe sală, cărința este statutară. Având în vedere prevederea articolului 38, alineatul 50, vă rog să aprobați sub contrapăvoare proces de vară a ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotriva cine? Deci procesul de vară a fost adoptat. Așa. La ședință face pe domnul de la ISO și TV. Acum, în confortat cu prevederea articolului 123, alineatul 1, vă rog să faceți propunem pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Dar ce domnul Moise, vorbim, s-a epuizat mandatul de 3 luni. Domnul Moise. Sau cum pitot domnul Acadă, nu? Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? E domnul Macadam, vă rog frumos, să vă acoperiți. Nu mă dau și că eu de minții sunt într-un direct. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în comuna de Ani, județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator primar Victor Deaconu, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează este Comisia 3, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Afaceri și Societate, Activități Sportive și Reacționare. Avizul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Năstase Constantin, și declararea ca vacanta locului acesteia în Consiliul Local al Comunei Ardeoane. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele 3 comisii. Cine numește? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeoane, județul Bacău, inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează este Comisia 2, Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și mijlocii publice, a drepturilor cetățenilor. 4. Proiectul de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2021, precum și punerea în executare a sentințelor civile, penale, cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Da. Inițiator primar Victor Deaconu, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează sunt comisiile 2 și 3. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral, inițiator Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează este Comisia nr. 1, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economice, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autorizării și executării lucrărilor de construire beton armat în satul Leontinești pe DC176A, punct Mihalache Ion, în comuna Ardemani, județul Bacău, fază de proiect tehnic de execuție și de vizul general. Inițiator Victor Deaconu, proiectul de hotărâre este însoțit
de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisiile care exerc sunt cele trei comisii. 7. Diverse. Avem aici un proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local a Comunei Arcoman de doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Arcoman. Inițiator primar Victor Deaconu, comisia care vizează este Comisia numărul 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în Comuna Ardeoan, cu județul Bacău. Inițiator primar Victor Deaconu, comisia care vizează este Comisia 1. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pe lucru? Bătrii vă rog. Așa. Intrăm în ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardeoan, județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Aviziile. Comisia 3, domnul Propal Gheorghe. Aviziile. În vedere că a fost discutat în prealabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu supunem în forma prezentată proiectul de hotărâre, cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de exprimarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Năstase Constantin și declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al Comunei Ardeoan. Aviz. Comisia 1, domnul Moise Constantin, favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa Gheorghe. Materialul a fost discutat prealabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Popa Gheorghe. Da. Am luat act de decizia domnului consilier Năstase Constantin. Am avut discuții pe această temă. Îi respect decizia dânsului și în continuare venim cu un consilier pe listă, următorul pe listă, fiind stratul actual. Care la următoarea ședință sperăm să-l avem în jurul nostru, să depună jurământul și să înceapă activitatea. Mulțumesc! Da. Deci supunem proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Ceva poftită? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea al departamentului de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, inițiator primar Victor Deaconu. Aviz comisia 2, aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar. Da. Nu, de fapt nu mai fiu. Au fost discutate în prealabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul vis-a-vis de acest pe ordine de zi, dacă nu se pune la vot, în forma prezentată, cine este pentru? 4. Proiect de hotărâre cu privire la planul anual de acțiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2021, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Comisiile care avizează, Comisia 2, Macadam Bogdan, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa Gheorghe, aviz favorabil. Mulțumim. Materialul de asemenea a fost discutat înainte în ședințe. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este potrivă? Dacă este cineva. 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Domnul Nitică, aici am discutat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vis-a-vis de acest punct de pe ordinea de zi. Dacă nu, să punem în forma prezentată, cine este pentru? 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, autorizării și executării lucrărilor de construire podest beton armat în satul Mântinești, pe DC176A, punct Mihalache Ioan. În Comuna Ardeoan, județul Bacău, fază de proiect tehnic, de execuție și de vizitul general. Comisiile care avizează, Comisia 1, domnul Moise Constantin.
Bine, pastele, da. Comisia 2, Macadam Pompean, aviz favorabil. Comisia 3, domnul Popa. Aviz favorabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supunem proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Comunei Adăugani, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Adăugani. Avizul Comisia 2, Macadam Pompean, aviz favorabil. Să facem propunere. Da. Propunerea din Comisia Evaluare să facă parte domnul Macadam Pompean și cu domnul Popa. Deci stați așa, dacă domnul. Să ne conținem condițiile care trebuie să îndeplinească. Da. Mai există o propunere, domnul Deaconu Constantin? Propun pentru evaluarea activității domnului secretar general pe domnul consilier Moise Cosmin și domnul consilier Macadam Bogdan. Nu după ce și mai există o propunere? Sunt două formațiuni politice, și ar fi normal să fie un consilier de o formațiune și un consilier de o formațiune. Propunerea domnului Tănăsoaie ar fi cel mai corect, din punct de vedere și legal, și moral. Supăreți la urmă. Mai există propunere? Dacă nu supunem, la vot. Cine este pentru prima propunere? Cine este pentru a doua propunere? S-ai votat cu noi. Da, bă, dacă te-am dacă la prima propunere, cine? Cât este la prima propunere? Trei. A doua propunere. Cine este pentru a doua propunere? Așa, deci... Cinci. Mai mare, cinci ca trei. Deci înseamnă că rămâne domnul Moise, domnul Macadam. Da. Se duce la următorul punct al ordinei de zi. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere, afectate de infrastructuri în comuna Adăugani, județul Patriot. Aviz domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul vis-a-vis de acest punct de pe ordinea zi, dacă nu supunem proiectul în forma prezentată, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine și cineva? Avizați-te, dacă se scrie cineva la mult, care fie depozitate toate problemele de pe ordinea zi, declar închisă ședința.